România a cumpărat în ultima perioadă energie la prețuri foarte mari. Au fost zile în care țara noastră a plătit chiar și 1000 de euro pentru un megavator la orele de vârf. Acest lucru s-ar putea repeta, mai ales pe timp de iarnă, atunci când țara noastră va fi nevoită să cumpere energie din nou ca să-și acopere consumul. Asta o arată chiar și ultimul raport al Transelectrica. Însă, de ce plătim noi atât de mult pe energie față de alte state europene? E o întrebare pe care putem să ne opunem. E legitim. Totul se întâmplă din cauza producției scăzute de energie eoliană, atât în România cât și în țările vecine. Iar la noi ajunge prea puțină energie la preț avantajos din vest, pentru că mare parte rămâne în Ungaria și în Austria. Iar producțiile din regenerabile nu funcționează la parametrii normali din cauza diferențelor de temperatură. Acum, analiștii spun deja că prețurile de pe piața externă ne vor afecta Afecta direct, se vor vedea în facturi, mai ales pentru cei care au un consum de peste 255 de kWh și care plătesc acum un preț mai mic decât plafonul de 1,3 lei. Oricum, la iarnă, prețurile pentru toți vor fi mult mai mari. De exemplu, la un apartament cu două camere, încălzirea cu centrală proprie va costa între 700 și 900 de lei pe lună, iar factura la curent se va apropia de 100 de lei pe lună. Vorbim apoi de cei care au parte de încălzire la sistem centralizat, cei care locuiesc la bloc, atunci întreținerea va fi dublă pe timp de iarnă. La un apartament cu două camere, doar încălzirea și apa caldă vor ajunge să coste peste 500 de lei pe lună.